drumul național, pe această infrastructură care se duc pe mulți, mulți kilometri. Sunt construite în situl Natura 2000. Bineînțeles, nu doar acolo, dar traversează, pentru că există un mozaic de situl Natura 2000 la nivelul întregii țări. Nu ai cum să construiești o autostradă decât dacă ajungi și prin situl Natura 2000. Și există care trec prin drumuri, drumuri naționale, căi ferate care se modernizează acum și care trec prin situl Natura 2000. Nimeni nu oprește construcția autostrăzii decât dacă se dovedește prin indici cantificabili că impactul este nesemnificativ pentru speciile și habitatele pentru care situl a fost desemnat. Acum, într-adevăr, există și, nu e cazul nostru, există și, cazul în care, dacă există o investiție de interes național, atunci impactul poate să fie mai mare, dar trebuie compensare cu, nu ajunge măsura de reducere a impactului. Dacă e cazul nostru. Am mai auzit-o, chiar ieri la o conferință de presă pe care am audiat-o aseară, am auzit o acuză la adresa calității sudului nostru și anume că nu este, nu a fost făcut într-un an. Așa cum legea o permite. Acolo să spunea că într-un sezon, dacă mi-aduc bine. E adevărat, să știți că studiul ăsta nu a fost făcut într-un an. Studiul ăsta a început în 2013. Și de atunci, în fiecare an, suntem lună de lună în teritoriul puzului pentru monitorizările impuse de actele reglementare. Și bineînțeles, în cursul unui an, a unui trei ani, ne-am concentrat, pe lângă monitorizarea pe care o facem pentru zona puzului, ne-am concentrat în cele aproape 3 hectare pe care le-am trecut în evaluarea privată pentru proiect în faza asta. Înainte a fost pentru plan. Deci, da, nu a fost un an de studiu, au fost 10 la an. Nu știu. Studiile noastre... mai fost o fel de, cum să spun, un fel de acuză că, datorită faptului că suntem plătiți, conform legii în România, pentru că dezvoltatorul trebuie să își aducă din consultanți independenți pe mediu ca să poată să facă analiza, din cauza că am fi plătiți de către dezvoltator, am scrie la comandă ceea ce ne dictează ei. Vă rog să ne credeți că, să mă credeți că tare mult le-ar fi plăcut să îmi dicteze să nu spun că în zona respectivă există situl Natura 2000, dacă mă refer la partea de fuz, habitate de interes comunitar, dacă mă refer la partea de fuz, sau un habitat de interes comunitar, dacă ne referim la zona șantierului. Că există specii de interes comunitar în zonă. Studiul a fost făcut independent, a fost făcut de printre cei mai buni experți în feliile de biodiversitate despre care vă povesteam. Alte lucruri din presă nu prea am mai ținut minte, dar astea au fost lucrurile care mi-au rămas pe... Mulțumesc. Aș dori să, am în vedere să creăm o cursivitate, să dăm cuvântul și reprezentanților la are. Aș dori să dăm cuvântul și reprezentanților ARE-BDD, având în vedere cronologic vorbind că domnul expert și-a expus punctul de vedere din perspectivă de mediu și apreciez util să ascultăm și poziția domnilor lor. Doar o clipă, că mi-am adus aminte, îmi cer scuze și reprezentantul ARE-BDD. A mai fost o chestie de ce se construiește iarna ca hoții. Foarte important acest aspect. Aici a fost o chestie, s-a început să construiască iarna ca hoții pe unul dintre platformele de asta. E condiția sugerată de noi și adoptată de autoritatea competentă de protecția mediului și de ARE-BDD. Se construiește iarna ca hoții pentru că trebuie să în jurul acestui șantier există specii în partea cea mlăștinoasă, în partea dinspre canal, există specii de interes conservativ care ar fi deranjate în timpul cuibăririi, în timpul verii, de
vânzoleala din șantier. Nu neapărat de ceea ce se întâmplă acolo, care e destul de localizat, dar de tot camioanele care umblă și mașinările care, și bineînțeles, oamenii care se plimbă. Deci asta a fost o condiție sugerată de noi și adoptată de autoritățile competente de protecția mediului. Mai vreau să completez eu. Nu le place. Da. Investitorul nu-i place. S-a supărat pe mine și din cauza asta. Din punct de vedere juridic, există și o interdicție legală de a construi în perioada 15 mai 15 septembrie. Din punct de vedere juridic există și o interdicție de a construi în perioada 15 mai 15 septembrie. Nu se construiește în acea zonă. Dar să continuăm în altă ordine de idei, să dăm cuvântul și reprezentanților RBDD să expună un punct de vedere. Se aude. Bună ziua! Din păcate nu reușim să intrăm și cu camera, nu am reușit să o deblocăm. Și aș vrea să precizez din start că vă auzim destul de fragmentat, nu am auzit în totalitate pozițiile anterioare. Pentru început, mie mi se pare extrem de important faptul că la această conferință de presă este prezent doar RBDD-ul, în condițiile în care pe tot parcursul procedurii, atât de obținerea avizului de mediu, cât și a acordului de mediu, act premergător obținerii autorizației de construire, partea procedurii a fost și APM Constanța și Ministerul Mediului și Apele Române. Deci pentru obținerea acestui acord de mediu au existat avize de la toate aceste instituții publice. Cred că era util să fie pus în valoare și punctul de vedere al celorlalte instituții. RBDD Tulcea a emis avizul administratorului în faza de acord de mediu, procedura fiind derulată de APM Constanța. Mai mult decât atât, RBDD a fost deschis la toate întrebările puse de jurnaliști în această perioadă, întrebări care s-au referit în mare parte la acuzele, zic eu, lămurite sau explicate de evaluatorul care a întocmit acele studii în ambele faze. Având în vedere că documentația care stă la baza tuturor acestor acte de reglementare este extrem de voluminoasă, oricare dintre doritori sunt așteptați la sediul rezervației pentru a le putea consulta, pentru a primi toate detaliile referitoare la procedură. Aș vrea și eu să punctez, să fie cumva cunoscut de către toată lumea că legea a permis întotdeauna atât consultarea, cât și contestarea, cât și participarea la dezbateri publice. Niciodată, începând din 2015 încoace, de când se parcurg procedurile pentru aceste două proiecte, cel puțin la sediul RBDD sau în dezbaterile publice organizate, nu a fost primit niciun document, nici solicitare de consultare, nici contestație, nici o altă propunere sau un orice alt tip de reclamație. Niciodată pe parcursul acestor dezbateri publice nimeni nu a contestat calitatea studiului, pentru că sunt special termene lăsate de legislația în vigoare pentru a putea răspunde acestor contestații. Pentru întrebări punctuale, așa cum am spus, RBDD-ul stă la dispoziție cu punerea documentelor, cu orice răspunsuri la întrebări. Așa cum a precizat și domnul Codor, și în cadrul RBDD-ului decizia nu o ia o singură persoană. Sunt implicate mai multe servicii, este implicat personalul din teren. Precizarea pe care vreau să o fac în acest moment este că prin avizul administratorului RBDD-ul a impus niște condiții în care se pot desfășura toate lucrările necesare de la organizare de șantier până la definitivarea proiectului, condiții a căror respectare o urmărește în permanență prin verificări în teren. Și exact precizarea pe care a făcut-o domnul evaluator, sunt impuse perioade
în care este interzisă activitatea de construire, tocmai pentru că discutăm despre un spa. Doamna se numește Viorica. Viorica Buzcă, director executiv al RBDD. Acesta a fost punctul de vedere al RBDD. Și poate ar trebui să mai precizez, da? Că în ceea ce privește acuzațiile legate de titlul de proprietate, prin atribuțiile a RBDD-ului nu avem nicio posibilitate de a verifica cum a ajuns un proprietar de teren sau cine și când și cum a întabulat teren. Atribuțiile instituției se referă strict la protecția speciilor, habitatelor, la conservarea acestora. Și încă o precizare, tot pe parcursul obținerii acordului de mediu s-a primit și avizul ANAP-ului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, cea care a definit obiectivele specifice cu țintele și care a apreciat că din studiul de evaluare adecvată sunt respectate aceste obiective specifice cu țintele respective. Mulțumim frumos! Colegii mei de la primărie, dacă reprezentanții Agenției de Mediu sunt... Aș dori în continuare să acordăm cuvântul și reprezentanților Agenției de Mediu, dacă sunt online, dacă s-a reușit legătura. Da, trebuie să fie toate deblocată microfonul Agenția de Mediu. Este foarte important și punctul dumnealor de vedere, pentru că în spațiu public s-au punctat și aspectele acestea. Mulțumesc! Bună ziua, auziți? Da. Am rugămintea, bună ziua, am rugămintea. Bună ziua dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Cel timp activ director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța. Ne exprimăm punctul de vedere sau așteptăm? Da. Așteptați puțin camera aceea, că noi vedem cum vreau. Să îndreptați camera cu dumneavoastră, că e pres aici și nu vă vedeți. Mulțumim, Dumnezeu. Puteți să vorbiți. Bun. Deci, amplasamentul în suprafață de 8.099 de metri pătrați face parte din Cuzul, lotizare sat de vacanță cu specific pescăresc 1, în suprafață de 20.89 hectare, pentru care a fost obținut avizul de mediu numărul 9 din 11.08.2016 de la ARBDD. Plan aprobat în HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017, pentru completarea HCL 34/2017 a primăriei Corbului. Amplasamentul este situat la o distanță de 152,5 metri pătrați, respectiv 154 de metri de limita estică a plăjii Mării Negre, respectiv 203 metri față de țărmul Mării Negre, conform avizelor de gospodărire a apelor. Terenul figura înaintea reglementării prin Buz ca teren neproductiv. Conform prevederilor regulamentului local de urbanism a teren Buz aprobat prin HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017, pentru completarea HCL 34/2017 și a regulamentului rezervației biosferei Delta Dunării, parcele se află în ZR4, zonă mixtă, unde sunt admise funcțiuni precum locuire permanentă, locuire sezonieră, case de vacanță, cazare turistică în locuințe tradiționale, hoteluri cu maxim 20 de camere, campare, comerț, servicii. Pentru planul urbanistic s-a obținut avizul Comitetului Național al Zonei Costiere, întrunit în ședința din data de 24.09.2015. APM Constanța a derulat procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele depuse de Logis Project SRL
construirea 18 corpuri colective cu regim de înălțime E plus 1, desmembrare teren, branșament de utilități și organizare de șantier și construire 6 corpuri de locuințe colective cu regim de înălțime P plus 1, dezmembrare teren, branșament de utilități și organizare de șantier conform prevederilor legii 292/2018 și cu respectarea circularei Ministerului Mediului numărul 4654 din 2-7-2020. Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis acordul de mediu numărul 9 din 27-10-2020 pentru proiectul construirea 18 corpuri colective cu regim de înălțime P plus 1, desmembrare de teren, branșament de utilități și organizare de șantier propus a fi amplasat în comuna Corbu, stat Corbu, parcela NN594/1/3 din județul Constanța și acordul de mediu numărul 8 din 27-10-2020 pentru proiectul construire 6 corpuri de locuințe colective cu regim de înălțime P plus 1, desmembrare de teren, branșament de utilități și organizare de șantier, propus a fi amplasat în comuna Corbu, stat Corbu, parcela neproductiv 594/1/5/1 de sub contract, având ca beneficiar Logis Project. Actele care au fost la bază emiterii acordurilor de mediu, adresa ANAM numărul 5466 din 7-8-2020 cu privire la obiectivele de conservare stabilite pentru speciile și habitatele potențial afectate de proiectele propuse, avizul ARBDD numărul 41 din 24-09-2020, avizul ARBDD numărul 42 din 24-09-2020, avizul de gospodărire a apelor numărul 121 din 23-12-2019, avizul de gospodărire a apelor numărul 120 din 23-12-2019, certificatul de urbanism numărul 8 din 18-01-2019, certificatul de urbanism numărul 7 din 18-01-2019 și studiul de valoare adecvată și raportul privind impactul asupra fondurilor de mediu. În cadrul procedurii, urmarea derulării etapei de încadrare pentru cele două proiecte, APM Constanța, autoritatea competentă conform adresei Ministerului Mediului, având în vedere și punctul de vedere emise ARBDD, a luat decizia de continuare a procedurii cu o valoare adecvată, deoarece cele două proiecte puteau avea efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000, Delta Dunării și OSPA 0031, Delta Dunării și Complexul Rațișinoi. Studiile de evaluare au fost completate, revizuite, la solicitarea PM Constanța, inclusiv cu raportarea la obiectivele de conservare stabilite de către ANAM pentru speciile și habitatele potențial afectate de proiectele propuse pentru aplicarea recomandărilor din circulară Ministerului Mediului. Elaboratorul documentației a solicitat ANAM obiectivele de conservare stabilite pentru speciile și habitatele din situl de Natura 2000, Roșii 0065 Delta Dunării și Rospa 0031 Delta Dunării și a complexului Radinținoi. ANAM a trimis adresa numărul 5466 din 7-8-2020 în scopul aplicării recomandărilor din circulara Ministerului Mediului cu numărul 4654 din 2-7-2020 și în scopul evitării blocării procedurii de evaluare impactului asupra mediului pentru cele două proiecte, prin care a comunicat obiectivele de conservare stabilite pentru speciile și habitatele potențial afectate de proiectele propuse. În baza obiectivelor de conservare comunicate de ANAM, elaboratorul documentației a cuantificat o pierdere de 0,2556 hectare din habitatul 2110 Dune Mobile Milionare, suprafață ce este posibil a fi afectată de impactul cumulat, reprezentând un procent de 0,02248% din suprafața habitatului, de la nivelul situlului Roșii 0065 Delta Dunării, procent care se regăsește în valoarea țintă stabilită de ANAM de 0,059% conform obiectivelor de conservare specifice măsurilor aferente elaborate de ANAM în baza circularei Ministerului Mediului. Acordurile de mediu au fost emise ulterior emiterii de către ARBDD a avizelor favorabile cu condiții numărul 41 din 24-09-2020 și numărul 42 din 24-09-2020. Acesta este punctul de vedere
Agenției pentru Protecția Mediului Contra. Două secunde. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori ca... Aș dori ca cei de la Biosferă sau Mediu, dacă mai au ceva de completat din perspectiva atribuțiilor pe care domniilor le au, astfel încât să putem să trecem la întrebări și răspunsuri. Nu. Asta urma să spun, asta am și precizat adineaur. Dacă dumnealor, în afară de punctul de vedere precizat până la acest moment, dacă mai doresc alte completări, astfel încât să trecem la întrebările și răspunsurile pe care presa prezentă, urmează să le adreseze. Și sens în care rog să ne precizeze în ordinea vorbirii are BDD-ul și ulterior Mediu. Mulțumesc! S-a transmis ce am vorbit? Bună ziua! Dacă mai aveți complet... Nu, așa cum am precizat mai devreme, răspundem punctual în scris la toate solicitările din partea presă. Da, mulțumesc. Să rămâneți în continuare în legătură. Dacă de la Mediu mai sunt alte completări... Păi nu, că nu te rămâne. Am precizat că urmează, i-am rugat frumos să rămână în online, astfel încât să stabilim un cadru de întrebări, de răspunsuri. Dacă de la Mediu mai sunt completări de făcut, mulțumesc. Aș vrea să mai precizez un aspect, Agenția pentru Protecția Mediului. La fel ca și colega mea de la RVDT, trebuie să menționez că pe perioada procedurii nu au fost observații ale publicului. Acestea au fost ultimele completări, înainte să trecem la capitolul întrebări și răspunsuri din cadrul conferinței. Rog să ne precizeze și RVDT-ul și Mediu. Mulțumesc! Ca să fim conciși. Să răspundă. S-a auzit mesajul? Bun. Acum haideți să cu cei prezenți întrebări și răspunsuri. Începem în ordinea descrescătoare, având în vedere că avem pe online atât Mediu cât și RBDD. Rugăm, și noi urmează să precizăm tehnic la sfârșit. Rugăm reprezentanții presei să adreseze întrebări RBDD Mediului, care a discutat, care a avut ultima interpelare, ulterior RBDD și cronologic domnului expert, domnului primar, și la sfârșit să punctăm fiecare, am stabilit ordinea aceasta ca să nu intercalăm între noi. Mulțumesc frumos! Întrebarea este adresată mie sau adresată Mediului? Rog să precizați. Întrebare Mediu, da? Mulțumesc. Puneți întrebarea, că ei nu ne aud. Nu aud întrebarea. Puneți noastră întrebarea ca să ne aud. Bună ziua. Întrebare pentru Mediu, de la doamna Ignor Pintivie, de la ProTV. Dacă dezbaterile pe care dumneavoastră le-ați menționat au fost făcute publice? Mulțumesc. Conform legii normale. Au fost afișate toate anunțurile, absolut tot. Doamna reporter de la ProTV întreabă dacă puteți pune la dispoziție aceste înscrisuri, dacă le puteți pune la dispoziție presei sau le pot vizualiza undeva pe site. Mulțumesc! Bineînțeles, dacă se va solicita, le vom pune la dispoziție. Mulțumim frumos. Altă întrebare de la reprezentanții presei pentru reprezentantul Agenției de Mediu. Aici aș avea eu o completare, dacă îmi permiteți, vă rog, doamna Pintilie. Nu doar că... Vorbește domnul Hodor. Călin Hodor, da. Nu doar că au fost conform legii afișate, postate în presă prin anunț și afișate pe site la Autoritatea Competentă de Protecția Mediului și pe site-ul dezvoltatorului, din câte îmi aduc aminte, dar pentru o foarte mare transparență
Agenția de Protecție a Mediului și la fel ARBDD în trecut la faza de PUZ a solicitat invitarea și dovada invitării a unui număr, dar nu mai țin minte exact câte, la dezbatere unui număr de, oricum erau peste 10, poate 15 organizații neguvernamentale pe care ni i-au solicitat nu, la dezbatere publică nu au venit, nu, și nici nu au pus întrebări. Păi nu au fost invitații s-au trimis direct către aceste organizații neguvernamentale. Nu știu. O să ne uităm. N-aș putea acum să ratez pe cineva sau să nu amintesc pe cineva. Aveam în actele din tot timpul procedurii există asta și din câte mi-aduc aminte există și dovada invitărilor și câteva răspunsuri legate de... Da. Probabil de la beneficiar le puteți opri. Cu privire la una din asociații, o să vă precizez în întrebări și la răspunsuri. Avem dovada faptului că a fost prezentă la dezbaterea publică, dar la sfârșitul interpelării pe care o să am eu publicului, putem să vă punem și document la dispoziție în care a fost prezentă la ședința din cadrul primăriei, dar să continuăm cu întrebările, alte întrebări pentru mediu, dacă mai sunt. Mulțumesc! Rugămintea mea, luați microfonul și duceți-l la doamna reporter, cred că este cel mai util așa decât să repetăm. Da? Sau poate să vină doamna reporter puțin să, ca să nu repetăm întrebările, câștigăm și timp. Da? Mulțumesc pentru înțelegere. Bună ziua! Ordonanța de urgență 202 din 2002, articolul 60 aliniatul 3. Ordonanța de urgență 202 din 2002, articolul 60 aliniatul 3. Au spus cei de la USR că a fost încălcată prin construcțiile acestea de pe plajă. Avizarea lor. Asta era întrebarea. Pot să... Îmi cer scuze, dar nu prea ați înțeles întrebarea. O repetăm? Întrebarea era că cei de la USR spun că s-a încălcat o lege prin construcția... Ordonanța de urgență 202, articolul 60, aliniatul 3 sau 2. Se referă la... interdicția de construire pe dunele embrionale. Pentru acest proiect a fost obținut un aviz al Comitetului Național al Zonei Costiere întruit în ședința din data de 24 ianuarie 2015. Și au și avizele celor de la Abadele. Din punctul nostru de vedere, nu. Aș putea să spun câteva cuvinte legate de completare. Vă mulțumesc. Prezent aici, vă rog. Că această întrebare a mai fost pusă și nouă. Trebuie să fim cu toții conștienți că fiecare activitate e reglementată printr-un set de legi. Mie mi s-a pus întrebarea, de exemplu, dacă am ținut
O secundă. Se face microfonie, am eu să am să fac un registrare. Întoarce limba să vă dă un frumos. Nu prești. Okay, vă rog, eu să nu mai supărați pe doamnă. Nu mai am chestia asta, dar să fie scris pe doamnă. E adevărat. Deci, aș vândea că se poate bine să vă cereți scuze. Da, bine. Da, haide să vedem. Nu, am dus doar să destind un pic. Și, uite, a ieșit rău, așa pățesc eu cu... Dacă stau mai mult pe câmpuri. Nu. A fost o întrebare adresată și nouă în calitate de elaborator, dacă am ținut seama de hotărârea de guvern 546, în care se spune că aparțin domeniului public al statului din zona costieră, puncte și dune, și ordonanța de care dumneavoastră spuneați, 202 din 2002, articolul 60. Acum trebuie să vă spun că, de la început, că realizarea studiilor de mediu, raportul de mediu, studiul de impact asupra mediului și studiul de evaluare adecvată sunt strict reglementate de următoarele acte legislative. E vorba la raportul de mediu de o hotărâre de guvern 1076 din 2004. De asemenea, pentru studiul de impact asupra mediului, e vorba despre 992 de o lege, 292 din 2018, iar pentru evaluarea adecvată de aceeași lege, la care vin adițional ghidurile reglementate prin ordin de ministru 19 din 2010 și 262 din 2020. Nici unde nu ni se cere să analizăm prin prisma altor acte legislative. Bineînțeles, există și alte normative care au relevanță asupra studiilor de mediu și pe care autoritatea de mediu le recomandă atunci când la etapa de încadrare. De obicei, atunci ce se spune? Vă rog, trebuie să faceți memoriu în baza ordinului 19 sau în baza legii 292. Ni se indică ce fel de legi să folosim. Vorbim de 546, nu are nicio legătură și nicio interferență cu procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Cu atât mai puțin dacă ne referim la articolul menționat, care se referă strict la a specifica ce parte din zona costieră aparține domeniului statului. Studiile de mediu nu țin cont de proprietatea terenului. Noi avem obligația evaluării impactului unui proiect raportat la întreaga area naturală protejată, necontând în ce proprietate se află. Iar legat de ordonanța 202, pe care am văzut-o citată incomplet, atât în conferința de presă, cât și în ce mi s-a trimis, complet este amplasarea oricăror construcții pe terenuri acoperite de dune, terenuri năștinoase, grote, faleze, terenuri cu păduri și cu funcții speciale de protecție altor habitate naturale în apropierea monumentelor culturale sau acolo unde afectează securitatea mediului este interzisă. Deci, chiar dacă noi nu ne-am referit la acest act legislativ pentru că nu era obligația noastră, prin studiile pe care noi le-am făcut în anii aceștia și prin raportul de la studiul de evaluare adecvată, am dovedit că nu afectează securitatea mediului. Deci nu este o activitate interzisă. Și mai este încă ceva. În mestea noastră sunt foarte multe confuzii legate de termeni, din păcate. De asta sunt și explicați în directiva Habitate, la partea introductivă, multe. De exemplu, ceea ce noi biologii numim ca dună, diferă, când mă refer la habitatul natural, de dune mobile, de embrionare, de dunele gri, diferă de termenul geomorfologic de dună. Acele dune pe care le-ați văzut când ați fost în Egipt sau în Maroc și care mai există și, într-adevăr, și la noi în unele zone. Noi ne ocupăm de partea de evaluare a impactului asupra elementelor de biodiversitate și asta a fost cu totul acoperită. Mai ales că articolul 60, chiar alineatul din care face parte alineatul 3, e în secțiunea 5 a planului de amenajare a teritoriului și de urbanism și proiectul se află la stadiul de autorizare.
a trecut de partea de planuri de urmărire, dar nu mai în fază de plan, de fuz. Fuzul s-a isprăvit acum, în 2016. Noi acum suntem la faza de proiect. Ordonanța asta se referă la plan. Nu e cazul studiului nostru. Deja zona despre care vorbim a fost introdusă în intravilan, este curs construcții și are funcțiune de zonă mixtă, prin urmare, din nou, n-au nicio relevanță pierderile pentru studiile noastre. Noi studiem exclusiv din punct de vedere al impactului asupra habitatelor naturale, asupra speciilor și habitatelor acestora, că sunt două chestii diferite, termenul ăsta de habitat, și asupra integrității ale naturale protejate. Întrebări pentru reprezentantul mediului din partea presei, dacă mai sunt. Da? Bun, continuăm. Trecem la reprezentantul are BDD-ului. Vă rog să verificați legătura. Da? Două secunde. Îmi cer scuze că intervin. Am stabilit la începutul conferinței. Da, urmează cronologic, da? Are BDD-ul nu este online, nu? Da? Bun, continuăm dacă nu mai este online, are BDD-ul. Când intervine online, reluăm. Din perspectivă de mediu, dacă mai sunt întrebări pentru domnul expert Hodor, din partea presei. Eu am mare rugăminte să nu mai îmi spuneți expert. Experții sunt cei care nu mai au nicio întrebare. Am înțeles. Doar răspunsuri pentru și eu sunt Hodor, plin de întrebări. Spuneți-mi consultant de biodiversitate. Domnul consultant de biodiversitate, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări și dacă sunt întrebări pentru domnul consultant. Din partea presei, mulțumesc. Avem la comentariu o întrebare. De ce am scris în studiul de evaluare adecvată că nu este sensuată acolo, deși studii publicate atestă prezența sensuată în proces? Bun, putem da un răspuns că este domnul consultant aici, este ok? Testoasa nu a fost găsită pe amplasamentul proiectului. În toți acești ani. Ea există în zonă, există în special în partea dinspre terasă. Nu terasă, în partea unde e unitatea militară. Acolo, înspre unitatea militară, unde probabil a fost mai multă liniște și n-au fost haosul turistic care se întâmplă în perioada în care Țestoasa e activă, probabil că din cauza asta e acolo. Da, și poate ar mai fi o explicație. Noi am avut o mare surpriză în momentul când studiam pentru partea de plan. Studiam habitatele de acolo și isprăvisem de cartografiat cele patru habitate Natura 2000 din întreaga zonă de 30 de hectare. Noi a ajuns colegul care se ocupa de insecte și m-a sunat și mi-a spus: Călin, e o problemă, nu găsesc locul unde m-ai trimis. Mi-a zis că sunt acolo niște dune embrionare unde să pun capcanele de nocturne pentru moli. Unde sunt? Păi acolo unde ești, trimite-mi o locație. Da, și mi-a trimis și locație și poză. Toată zona fusese arată. Toată. Tot ceea ce este acum dună mobilă embrionară a fost nimic. Avem și fotografii și imagini satelitare. A fost foarte ciudat. Nu știm cine arată zona. Noi n-am arat. Noi... Sau, mă rog, n-au semănat ceva, să fie clar. N-au ieșit altceva decât dune mobile embrionare în urma acesta. De asta starea lor de conservare în momentul de față nu e foarte bună. Dar asta nu înseamnă că dacă nu e o stare de conservare bună, un habitat trebuie să fie neglijat sau trebuie să spunem că nu există în acel loc. Și din cauza arării, și din cauza haosului de acolo și a plantelor invazive care au început să apară, da, e o problemă legată. Și în special că vorbeai de partea de terasă, există o specie de arborescentă foarte agresivă, invazivă, care, din păcate, va ocupa zona, e un atac puternic în partea de nord a amplasamentului puzului. De data asta nu vorbesc de proiect.
Întrebări pentru domnul expert, da, domnul consultant, îmi cer scuze, dacă mai sunt din partea reprezentanților presei. Da? Aș dori, în anterior întrebărilor domnului primar, aș dori să fac o precizare cu privire la... Avem, are BDD-ul live? APM-ul este perfect. Da, răspunseseră la întrebări. Este ok? Da? Deci dumneavoastră au răspuns, da? Bun. Mulțumim, mulțumim frumos APM-ului pentru, pentru prezență. Bun, anterior întrebărilor pe care urmează să-i le adresați domnului primar, aș dori să precizez din punct de vedere juridic o altă ușoară dezinformare care a apărut în presă cu privire la actele administrative emise de către... Da, da. Da, vă rog, mulțumesc frumos. Da. Vă pasă că vin și nu vă face asta, vă fac un lărit. Mulțumesc. O să punctez chestiunea juridică a situației din perspectiva actelor administrative. După cum a spus și domnul consultant, la momentul când s-a făcut consultarea publică la Primăria Corbu, a fost prezentă o reprezentantă a Asociației Ecocivica din București. În decembrie 2021, această asociație a formulat o acțiune pe rolul Tribunalului București. O să vă pun la dispoziție, o să o să vă pun la dispoziție numărul de dosar. Un litigiu care are ca obiect suspendarea actului administrativ, atenție foarte mare, doar suspendarea actului administrativ reprezentat de autorizația de construcție. Instituția a formulat apărările necesare. S-au depus înscrisurile la instanța de judecată, urmând ca pe 4 martie, anul curent, să avem dezbaterile asupra fondului cauzei, iar instanța de judecată să se pronunțe pe cale de consecință. Cu titlu de noutate, ieri a fost depusă la Tribunalul Constanța o nouă acțiune formulată de către instituția prefectului cu privire la, presupun eu, cu privire la anularea autorizației de construcție, deși pe portalul instanțelor de judecată apare inserată și mențiunea anulare certificat de urbanism, dar fiind depusă de-abia ieri, momentan nu a venit cererea de chemare în judecată la sediul primăriei, astfel încât să formulăm apărările necesare reprezentării instituției Primăria Comunei Corb. Apreciez că este util să punctăm și aceste aspecte pentru că s-au antamat o serie de chestiuni și o serie de atât în comentariile din spațiu public, care sunt foarte importante, care reprezintă opinia publică în esență, avem articolul de știri, dar contează foarte mult comentariile care apar și în spațiu public, astfel încât nu ne putem pronunța în condițiile în care discutăm de două proceduri judiciare aflate pe rolul instanțelor de judecată, situații care nu avem soluții definitive, sunt la fondul cauzei. Apreciez că trebuie să existe o rezervă în a ne pronunța asupra noțiunii de legalitate, pentru că această ipoteză, noțiunea de legalitate, are o valență foarte flexibilă. Din punctul nostru de vedere al instituției, actele emise de noi au avut caracter legal complet de la A la Z, am respectat toate procedurile prevăzute de lege. Însă, la acest moment, instanțele de judecată, după cum au fost investite, urmează să se pronunțe. Am dorit să precizez acest aspect ca să reușesc să, în ghilimele, să sting acest foc din perspectiva nelegalității construcției edificate acolo. Totodată, vreau să precizez reprezentanților presei că oricând pot formula cereri pe legea 544 la instituția noastră cu privire la cel de-al doilea subiect arzător din presă, cu privire la teren, cât și la terenuri.
domne, că nu se putea construi în acea arie. Noi vă putem pune la dispoziție documentațiile complete de la A la Z, chiar și cu privire la cum s-a istoricul acelui teren. Astfel încât să existe o poziție transparentă a instituției noastre, chiar și alte autorități ne pot solicita aceste documente. Astfel încât să existe, și de asta acesta a fost rolul acestei conferințe, care a avut foarte multe elemente de natură tehnică, dar trebuie să înțelegem un lucru, că realitatea juridică a cauzei este una, iar opinia pe care anumite persoane care nu sunt avizate o expun în spațiu public este alta. Iar întregul acest tăvălug, acest subiect, pentru interesele primăriei Corbu, afectează interesele și imaginea primăriei Corbu, pentru că în condițiile în care la acest moment, după cum ați ascultat și reprezentanții celor mai importante autorități care au emis avize în acest sens, nu putem arunca anatema pe primăria Corbu că este culpabilă de ceva. Trebuie să discernem situația ascultând toate părțile implicate, toți actorii implicați în această poveste cu documente și așteptăm finalitatea litigiului, iar instanța de judecată va hotărâ pe cale de consecință, pentru că noi suntem aici ca autoritate publică locală în sprijinul tuturor investitorilor, tuturor cetățenilor. Nu mai vreau să ocup spațiu public, dacă aveți întrebări din punct de vedere juridic pentru mine, ca să vă pot răspunde, astfel încât să pot acorda cuvântul domnului primar să precizeze și poziția dumnealui după ce s-au ascultat toate aspectele reprezentanților anteriori. Mulțumesc! Da. Nu, doamnă. Avem, nu e vorba de dat. Fiecare autoritate are atribuțiile distinct de limitate. Poziția mediului, cât și poziția biosferei, a fost exprimată. Dumnealor și-a exprimat poziția prin avizele emise în cadrul certificatului de urbanism. Am depășit etapa certificatului de urbanism. Am intrat în etapa autorizației de construcție. Autorizație de construcție care este act administrativ. Drept urmare, un privat, Asociația Ecocivica din București, și-a exercitat dreptul constituțional să conteste în instanță, să ceară suspendarea acestei autorizații de construcție pentru considerentele pe care dumnealor le-au expus în cuprinsul cererii de chemare în judecată. Instituția prefectului, care are abilitatea să verifice actele administrative emise de autoritățile publice locale, are această posibilitate. Nu trebuie să creăm o confuzie între atribuțiile instituției prefectului ca reprezentant al guvernului în teritoriu, iar noi avem o subordonare ca virgulă Consiliul Local, ca instituție față de instituția prefectului. Mă rog, mult spus subordonare, dar legalitatea actelor administrative este verificată de către instituția prefectului. Mediul are BDD-ul prin avizele date, dumnealor nu se intersectează în această ipoteză. Am vrut să clarific foarte clar atribuțiile fiecărei instituții în acest lanț trofic juridic. Poate pentru public pare complicată această procedură, dar la fel urmează să vă dăm și un comunicat de presă mai detaliat, iar noi vă punem la dispoziție toate documentele. Repet, este dreptul constituțional, este dreptul și opțiunea instituției prefectului să formuleze o acțiune, iar instanța de judecată urmează să se pronunțe în acest sens. Tocmai de aceea consider că orice actor implicat în această situație trebuie să aibă o reală rezervă în a se pronunța asupra legalității. Repet și vă spun, vă punem la dispoziție orice document, inclusiv că noi asta am constatat la Primăria Comunei Corbu, că subiectul, cel puțin asta am constatat și ieri la conferința de presă și în alte expuneri de poziție publică, pe lângă autorizația de construcție s-a adus foarte mult în discuție și subiectul suprafețelor de teren. Vă punem la dispoziție toate documentele necesare. Alte întrebări, dacă mai aveți, din această perspectivă, repet, juridică. Mulțumesc! Nu, doamnă. Momentan,
Nu ne-a venit cererea de chemare în judecată. S-a depus ieri, conform portatului instanțelor de judecată. Da? Trebuie să observăm motivele pe care instituția prefectului le-a inserat în cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată care nouă nu ne-a fost comunicată este prematur în condițiile în care eu nu am văzut o cerere de chemare în judecată cu conținutul acesteia, să vă pot da un răspuns, pot să dau un răspuns eronat. Dar dacă ați fi fost atentă la începutul conferinței, când am precizat, v-am spus că pe rolul Tribunalului București deja se află înregistrată o acțiune pentru suspendarea actului administrativ, atenție, doar suspendarea actului administrativ. Cu termen... Nu, doamnă, n-am terminat. Lăsați-mă, vă rog frumos, lăsați-mă să vă explic procedural. În acea acțiune, conform legii contenciosului administrativ, ca parte litigantă este și dezvoltatorul, pentru că este obligatorie introducerea în cauză și a beneficiarului autorizației. Iar la răspunsul dumneavoastră, până când nu îmi vine, nu mi se comunică cererea de chemare în judecată a instituției prefectului, nu vă pot da un răspuns, o să vă punem la dispoziție inclusiv apărările pe care le formulăm. Trebuie să aveți în vedere faptul că în cadrul unui litigiu de asemenea amploare avem posibilitatea să administrăm probe, să administrăm expertize, etc. Este prematur să vă dau un răspuns la modalitatea cum l-a solicitat. Vă mulțumesc. Altă întrebare, dacă mai avem, din punct de vedere juridic. Vă rog. Două secunde. Da. Foarte bună întrebare. Mulțumesc. Această întrebare... Bun. În concret, ce vă interesează să vă explic acum pe scurt, că urmează să vă... E destul de lungă această... Da? Pe scurt. S-a emis un titlu de proprietate la propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar, respectiv Administrația Publică Locală, de la momentul 2006-2020, reprezentată de domnul primar Marial Gălbinaș. Acest titlu de proprietate a fost avizat de către instituția prefectului. Ulterior, acest titlu de proprietate a intrat în circuitul civil, prin vânzări. La acest caz nu sunt pregătit cu documente să vă zic dacă a avut una sau două vânzări succesive. Instituția noastră, la momentul în care, vorbim de momentul 2019, al certificatului de urbanism, și momentul 2020 al autorizației de construcție. Două momente extrem de importante. La momentul 2019, când dezvoltatorul, investitorul a prezentat instituției noastre, a prezentat un contract de vânzare-cumpărare încheiat la notariat cu o carte funciară. Acesta este răspunsul din perspectiva terenului. Noi nu am avut ce să facem decât să luăm act. Că această punere în posesie, atenție mare, discutăm de punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate, ar fi sincope în documentele emiterii titlului de proprietate, sunt instituții abilitate care se pot pronunța, mai mult ca această acțiune de anulare a titlului de proprietate, în ipoteza în care ar fi greșită, nu este imprescriptibilă, poate fi solicitată, conform legii 169/1997, dacă ar exista vreo nulitate. Însă, revenind la subiectul nostru, ceea ce ne interesează pe noi este că la momentul de solicitării actelor administrative s-a venit cu un contract de vânzare-cumpărare și cu o carte funciară. Mulțumesc! Alte întrebări din punct de vedere juridic pe această speță, dacă mai avem? Da, mulțumesc frumos! Domnul primar, vă rog frumos! În momentul ăsta nu. În acea zonă nu mai există altă autorizație de construcție. Aștept.
Alte construcții din zona mai centrală autorizați care s-au dat înainte? Da, din câte știu eu, mai există o construcție în zonă făcută în urmă cu aproximativ, cred că 10 ani, da? Care bănuiesc că a avut toate avizele necesare și... Vă ajută într-un fel? Păi da, deci precedentul a fost creat, deci în zonă s-a construit, da? Deci ținând cont că noi vrem să ajungem, să aducem comuna la statut de stațiune, da, clar, noi ne dorim să atragem cât mai mulți investitori în zonă, bineînțeles cu condițiile respectării legii. Păi da, nu avem voie, doamnă, pentru că nu avem sub administrare. Ar trebui să facem aici o delimitare foarte concretă. Deci, da. Noi ne lovim numai de tonele de mormanele de gunoi. Tocmai acesta este raționamentul. Am plătit pentru tonele de gunoi strânse în vara 2021. Mare parte primăria. Da. Trebuie să... Condițiile în care nu aveți, mă rog, administrarea plajei, nu? Păi nu avem administrarea plajei, dar ele la un moment dat... La un moment dat ele sunt aduse pe teritoriul OAT-ului, la intrare în Vadul, adică da. Le au de pe plajă și pur și simplu ni le vin, le lasă nouă. Și... Da. Nu. Câte tone au fost? Minim dublu decât produce OAT-ul. Ce sumă a cheltuit? Nu vă pot da sumă exact, că nu am. Nu, vă și răspunde ironat și nu vreau. O să vă facem pe scris. Să vă facem pe scris și... Vă depunem în scris. Da, toată povestea aceasta a făcut-o și publică, a făcut dezbatere publică, a cezat-o, a făcut-o publică. Da, vă dați seama. Vă dați seama... Nu, au fost publice toate... Deci în momentul instalării mele...